cum știți, părinții lui Teodor sunt divorțați. Cu tatăl lui Teodor ce s-a întâmplat? Acum s-a căsătorit, deci suntem despărțiți de 11 ani aproape. Pe bunica din partea mamei ați cunoscut-o. Avem o bunică, Maria, care îi spun bună seara și bine a venit. Doamna Maria, ați venit să-l însoțiți pe Teodor, pe care îl creșteți de la 2 ani? Da. Dumnealor sunt bunicii din partea tatălui și pe lângă orările din ajunul Crăciunului au dorit să clarifice anumite aspecte. Doamna Anișoara, nu pot să-i urez nimica, că nu... E cu băiatul meu, nu se mai are, nu mai e pe bune și n-am ce să-i urez. Că ea alesea să iei să stea lângă fisul, foarte bine. A fost o mamă bună că... A fost o mamă și apoi a plecat, l-a lăsat. Cu taică-sul, taică s-a ocupat de el. Împreună cu mătușa... Cu mătușa care e în curte acolo, curte, în curte. Mătușa Mariana care e cu curte acolo, Mariana a fost și mamă și tată pentru el. De când nu mai e, dacă masa a plecat. Stai să spui eu de la început. L-am crescut de la 3 luni până s-a făcut băiat de 7 ani. A plecat de aici la București. La școală. La școală la București, a plecat acolo. Și dacă a plecat acolo, măsa a plecat în Spania și l-a lăsat cu tasul. Băiatul de 12 ani jumate avea când a plecat. Și s-a retras lângă mătușa Mariana și mătușa Mariana a avut grijă de el. Băi, ca și mamă. Ca și mama a avut grijă de el. Cu mâncare, cu una, cu alta a avut grijă. Cu călcat, că acum s-a făcut băiat, flăcău. Bunica Mariana a spus niște minciuni. De ce n-a spus de la început? Da, domnule, nu l-am crescut. L-a crescut măsa Maria din partea lui taică-su până s-a făcut băiat de 24 de ani. Și pe urmă a venit și l-am luat eu și am venit la Ireasu pentru fiul meu. La noi a venit și mi-a zis, hai mama, eu nu mergi matale, nu poți mamă să merg eu acolo, că nu se poate să merg eu acolo. Și s-a dus la măsa Maria, s-a rugat de măsa Maria și a luat-o acolo. Dar ea nu l-a crescut, eu l-am crescut. Ea n-a dormit cu el, ea n-a legănat, nici ziua, nici noaptea. Până s-a făcut băiat de 24 de ani, atunci l-a luat asupra ei. Și mi-a părut rău tare de el când a venit tansul la el acolo în competiție și s-a retras lângă Ionel. De ce nu s-a scolat de acolo să treacă lângă tasul? Că spunea într-una că e o palmă de loș și nu gine tasul să-l vizitești. Tasul i-a spus în felul urmă, eu nu pot să fiu acolo că am serviciu care nu pot să lipsesc. Acum a avut și el o zi liberă și a venit. Și l-a tratat pe el ca pe un străin, băiatului. O ținea pe măsa Maria de mână. Și atunci când l-am văzut, mi-a venit rău să spar și televizorul. Păi da, dar pe de unde lua el? Îl spărgeam și l-aruncam. Hai, lasă-l acum, lasă-l, iartă-l. Nu lerg, că nu lerg nici când o veni acasă. Când o intra la mine pe bătătură, întâi îi dau două palme, să ții minte ce ți-am dat pe palmele. Ce să tac de-n gură? Nu tac. V-a plăcut Anișoara de la început? Păi da, na, iau, și cum să... Mi-a plăcut, dar la urmă nu. Hai. Asta, pe bază că a plecat, a lăsat pe copilul acolo, bărbatul acolo. Și a plecat în Spania. Să cea băiatul să juca cu copiii, cu vecinii ăștia pe aici și venea plângând acolo. Doamne, știu ce avânt eu, de doar a plecat de lângă mine și a început să țipi să plângi. Și când venea și ieșeam la poartă, ce-i mă, Teul, zice, ce plâng? Hei, mamă, m-a ajuns un dor și eu știam de ce zici că m-a ajuns. Lasă, mamă, că o să iei măta și să vezi că să iei bine, nu știu ce.